Salutare dragilor și bine ne-am găsit, ne-am regăsit pe canalul La Română, cel mai tare canal dedicat pregătirii limbii și literaturii române. Astăzi vom vorbi despre testul de antrenament propus de către noi. În fiecare săptămână, da, ați auzit bine, vom propune câte un test de antrenament, desigur în acord cu structura oficială a bacalaureatului. Aici avem un fragment extras din corespondența lui Mihai Eminescu către Veronica Micle. 5 întrebări exact pe cele 5 verbe, 5 cerințe exact pe cele 5 verbe pe care le întâlnim la bacalaureat. Indică, menționează, precizează, explică, prezintă. Acest test de antrenament îl puteți descărca de pe grupul nostru de Facebook. Vă așteptăm acolo, suntem în jur de 15.000 de membri, linkul este în descriere. De asemenea, dăm drumul la curs săptămâna viitoare, este prima lecție live, deci puteți deja să vă înregistrați pe cursuri.voxvalahorum.ro, veți primi în maxim 24 de ore detaliile de logare și veți avea acces la toate clipurile video exclusive de 50-40 de minute, de asemenea la toate seurile sunt acolo pe cursuri.voxvalahorum.ro, link în descriere, și de asemenea sesiune de meditații live la doar 25 de lei pe săptămână, deci este chiar o ofertă de nerefuzat pentru că nu mai aveți nimic, nu aveți nevoie de nimic altceva. Bun, să vedem puțin acest fragment și cum ar trebui să-l rezolvăm. Vedem, Mihai Eminescu îi spune: măi, momețulule, da, așa o alinta el pe Veronica, pe cât de mititică ești tu, pe cât de perfidă, mi-mi puteți ba că ne-a întreabă, ba că nu-ți trimit timpul regulat, fiindcă ui să ți-l trimit, ba grozăvia grozăviilor, îmi dai sfatul să mă amusez. Oare n-ai pătruns tu încă natura mea de călugăr pentru a ști că nu există amuzament pentru mine fără tine? Și că tot ce vorbești e o moftologie. Critica asupra cărții lui Slavici e scrisă de mult, însă n-am publicat-o încă pentru că voi să o remaniez. Poezia nu ți-am trimis-o pentru că asemenea voi să o remaniez. Am mai scris o critică asupra columnei lui Traian care voi iar să o remaniez. Tu știi că la mine remanierile sunt lucruri de căpetenie, că se cere să fiu într-o dispoziție identică cu aceea în care am scris. Timpul, suflete, în zilele când nu am treabă acolo, nu aștept până o ieși de sub tipar și ți-l trimit a doua zi. Astfel ești dispensată de a citi articolele de fond ale domnului Cristescu a doua zi după ce au apărut. Le citești a treia zi, numai pe ale mele a doua zi, abstracție făcând de admirabilele producțiunea ale penei onorabilului Păucescu, caricată, să te fi interesând foarte mult. Momoțelule, crede că gândesc zilnic la tine și mi-e dor și că în momentul în care fără jenă ți-o-i putea face aripi ca să stăm fără jenă în acest oraș, ți le fac ca să-mi vii pe sus ca o rândunică deodată cu primăvara. Că s-a făcut primăvara, a sosit fără flori și fără verdeață încă. Și primăvara e vremea iubirii, de predilecție. Pe muză nu fi geloasă, că cea în adevăr nu mai produce nimic. Cred chiar că talentul de versificare a fost mai un incident al tinereței și că proza e ceea ce voi scrie de acum înainte. Poate da, poate nu, încă nu știu. Când voi veni, vei afla de la Madame Slavici, dacă am ieșit vreodată seara să m-am dus pe undeva. La comediile lui Vondracek n-am fost decât una singură, det estetua. Asemenea lui Saraste, la amândouă concertele, ceea ce am scris. Utrument, nu-l part. Și am aici cerințe, să indicăm sensul secvenței fără jenă. Sigur, puteți rezolva acest test și să o verificați cu baremul pe care îl veți găsi pe grup. Nu este complicat, fără jenă, dar fără sfială. Menționează numele revistei la care lucrează Eminescu, precizează motivul pentru care Eminescu nu poate remania poezia pe care vrea să o trimită Veronicăi. Explică motivul pentru care Eminescu vrea să-i facă aripi Veronicăi și prezintă în 30-50 de cuvinte o trăsătură de caracter a Veronicăi, așa cum reiese din fragmentul suport. Apoi, în textul argumentativ, trebuie să ne expunem punctul de vedere în care să precizăm dacă literatura este rezultatul unei munci asidue. Da, să ne raportăm la fragmentul corespondență, Mihai Eminescu, Veronica Micle, cât și la experiența personală sau culturală. Și la subiectul al doilea v-am propus un fragment din Lucian Blag, un fragment, o poezie scrisă de Lucian Blag, o superbă poezie sus
pe un pisc. Sus, numai noi doi, așa când sunt cu tine, mă simt nespus de aproape de cer. Așa de aproape de îmi pare că de ți-aș striga în zare numele, ea și auzi ecoul răsfrând de bolta cerului. Numai noi doi, sus. Deci, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice și apoi, desigur, un subiect 3. Am propus aici particularități de construcție. Deci, haideți pe grup să aveți acces la acest test de antrenament și la cele pe care le voi publica și ne vedem la curs. Aveți linkul în descriere.